Accident cu fugă în această dimineață pe strada Sucevei în municipiul Botoșani. O femeie de 72 de ani a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa strada în mod regulamentar pe trecerea de pietoni. Conducătorul auto care a provocat accidentul a dat bir cu fugiții de la locul cu pricina. Un alt autoturism cu numere de Italia se afla pe banda întâi, iar șoferul care a fost martor la eveniment a rămas la locul faptei și l-a povestit polițiștilor de la rutieră ce a văzut. Din verificările efectuate până în acest moment, s-a stabilit faptul că o femeie de 72 de ani din municipiul Botoșani, în timp ce s-a angajat în traversarea părții carosabile pe marcajul pietonal, este surprinsă și accidentată de un autoturism care, în urma impactului, a părăsit locul faptei. În acest moment, autoturismul a fost identificat de către polițiști și se fac cercetări pentru stabilirea identității persoanei care a condus autoturismul. Femeia rănită în accidentul rutier a fost transportată cu ambulanța la spital. Potrivit medicilor, aceasta are mai multe contuzii, dar se află în stare stabilă. Când va fi găsit de polițiști, conducătorul autovinovat de producerea accidentului va fi cercetat în mod sigur pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.